Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetele 14 la 17. Iisus este întrebat cu privire la post. Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? Iisus le-a răspuns: se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile pleznesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 14. Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Deja la ora aceea, Ioan se afla probabil în închisoare. Ucenicii lui au venit la Domnul Iisus cu o problemă. Ei posteau adesea, dar ucenicii Domnului Iisus nu posteau. De ce? Au întrebat ei. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 15. Iisus le-a răspuns: se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Domnul Iisus le-a răspuns printr-o ilustrație. El era mirele, iar ucenicii săi erau oaspeții mirelui. Atâta vreme cât se afla cu ei, nu exista motiv să postească în semn de doliu. Dar el avea să fie luat de la ei, și atunci ucenicii lui aveau să postească. Într-adevăr, el a fost luat de la ei prin moartea și îngroparea sa și de la înălțarea sa la cer încoace este absent cu trupul din mijlocul ucenicilor. Deși cuvintele Domnului Iisus nu ne poruncesc să postim, ele negreșit aprobă această îndeletnicire ca o formă de exercițiu în ton cu purtarea unora care așteaptă revenirea mirelui. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 16. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Întrebarea pusă de ucenicii lui Ioan l-a determinat pe Domnul Iisus să arate în continuare că Ioan a marcat încheierea unei dispensații vestind o nouă epocă a Harului. Domnul precizează că fiecare epocă își are principiile caracteristice care nu trebuie confundate. A confunda legea cu Harul ar echivala cu încercarea de a coase un petec nou neintrat la apă pe o haină veche. Prin spălare, petecul s-ar contracta, producând o nouă ruptură în îmbrăcămintea respectivă și mai mare ca la început. Pe bună dreptate, afirmă Geblen, un creștinism iudaist care, deși își declară adeziunea față de har și de evanghelie, încearcă să țină legea promovând o neprihănire a legii, este o urâciune mai mare în ochii lui Dumnezeu decât declarația din trecut a Israelului când se închina la idoli. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 17. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile pleznesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Sau amestecul respectiv ar echivala cu a pune vin nou în burdufuri vechi. Presiunea rezultată în urma procesului de fermentare a vinului nou ar face să pleznească burdufurile vechi, care nu mai au elasticitatea celor noi.
Viața și libertatea Evangheliei deteriorează burdufurile ritualismului. Inaugurarea erei creștine avea să dea naștere la tensiuni inevitabile. Bucuria pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos nu a putut fi ținută cu forța în formele și ritualurile Vechiului Testament. Trebuia introdus un sistem cu totul nou. Pettingell precizează natura acestui proces. Astfel, regele își previne ucenicii cu privire la pericolul amestecării vechiului cu noul. Și totuși, exact acest lucru de care ni se spune că trebuie să ne ferim s-a petrecut în mai toată istoria creștinătății. Iudaismul a fost peticit și adaptat pretutindeni prin biserici. Aceleași haine vechi dându-i se eticheta de creștinism. Prin urmare s-a creat un amestec confuz, care nu mai e nici iudaism, nici creștinism, ci o înlocuire ritualistă a încrederii în Dumnezeul cel viu cu fapte moarte. Noul vin al mântuirii a fost turnat în vechile burdufuri ale legalismului. Urmarea? Burdufurile au pleznit, iar vinul s-a vărsat. Prețiosul lichid nemai putând da viață oamenilor. Legea și-a pierdut severitatea deoarece acum e amestecată cu har, iar harul și-a pierdut frumusețea și trăsăturile caracteristice deoarece acum este amestecat cu faptele săvârșite în cadrul legii.